Chiar m-am hotărât să fiu clean. Să nu mai beau, să nu mai fumez, să nu mai inhalez decât aer pur, dacă înțelegi ce vreau să zic. Mamă, deci asta chiar ar fi minunat. Da? Mm-hmm. Să nu mai beau decât apă plată și eventual ceai laxativ. Ăsta purgativ, ăsta sedativ din plante. Mă fac prietenul naturii. O să fiu puiul pădurii. Hai, asta ar fi grozav. Chiar pot să contez pe mine, da? Da. Sper, pentru că o să fie greu, să știi. O să trec pe momente foarte, foarte greu. O să mă transform într-un monstru, o fiară. Dar să știi că nu o să fie Chris cel adevărat. O să fie astea, pastilele, prafurile, care vor face scandal de supărare că vreau să le dau la o parte. Aerul meu. Mă, ce-am vorbit noi și ce ai făcut? Unde-i Chris? Da. Nu trebuia să fie la tine? Ba da? Păi vezi tu, Madame Jules, am încercat cu frumos, am încercat cu amenințare, am încercat cu pastile, am încercat cu alcool, cu mult alcool, dar el nu și nu, a ținut-o pe a lui. Bă, băiatul ăsta e vertical, e vertical, ceea ce... Nu se poate spune despre mine. Despre mine, da. Nimeni nu poate spune. Și m-am gândit eu... Așa. Să te servesc în locul lui Chris. Ce să faci, mă? Să te... liniștesc. Ce naiba, dacă tot am ieșit din casă, m-am aranjat. Hai! Nu vreau să ne... Ai văzut ce înțelegătoare? Dragă și tu. Livia. Hai aici, Bilec, aici e loc mai mult. Trebuie să-i dăm de capăt azi. Da, te-ai antrenat destul? Ba, absolut. Forța minții, nivel superior. Dar ce am, băi, nene? Că am făcut totul ca la carte. Becky? Gata, iubire. Acum mai încerc mata și gata, acum știu ce avem de făcut. E foarte simplu, te țin cu brațele și trimit puterea minții în mușchi. Va fi bine. Sigur? N-ai tu încredere în brațele mele vânjoase? Nu. Adică în forța minții. Adică, scuză-mă, Becky, nu vreau să te... Bodyguardul lui Eliza, care mi-a lăsat în grijă. Doberman. Doberman, ce bine îmi pare să te văd. Auzi, dar cine e Eliza? Cine e iubita ta e? Da? Și mă cheamă Doberman, da? Eliza e iubita ta care e plecată cu taică-sul, în străinătate, cu avionul. Serios? Da. Dar ți-am zis asta de 10 ori de azi de dimineață, dar n-ai cum să ții minte că tu ești în Sevraj. De-aia vezi tu pe Dom Titi. Deci de asta. Am înțeles. Auzi, am un job pentru tine. Doberman, vreau să mă aperi de Dom Titi. Mă cheamă Doberman. Și cum îl recunosc eu pe Dom Titi ăsta? E ăla care mă aleargă. Nu fi așa de greu. Să-l văd e greu. Dar ce ai făcut? Cum ce-am făcut?
I-am pus pioneze la cauciucuri. De ce? Cum de ce? Că m-a bătut. Ce, băi, ce întrebări pui, măi, băi? Mă rog, asta când am fost mic. Atunci. Dar a jurat că nu se lasă până nu se răzbună. Și de ce te-a bătut? Cum de ce, mă? Cum de ce? Că i-am călcat floricele din grădiniță cu bicicleta. Mă rog, asta a fost de mult. Uite-l pe domn Titi! Uite-l! Du prima mea pe el! Pe el! Dar nici chiar așa, mă, Liviuța. Avem femeie de serviciu. Și ce? Eu ce sunt? Femeie de servicii sexuale! Atoarmă-te concediată și înlocuită cu... cu... nici nu știu cum să zic, că parcă parașuta ordinară e prea puțin! Dar nu e așa, dragă! Te-am sunat toată noaptea, lasă-mă să-ți exprim... Ce să-mi explici, gelule? Ce să-mi explici când v-am văzut cu ochii mei că l-are unul peste altul? Păi e simplu, mă, Livia! Eu am crezut că ea ești tu! Și cum era ea plecat așa cu spatele, eu am încercat să... Ah, taci! Și nu mi-am dat seama că eram băut și apoi ne-am ridicat amândoi în același timp și să știi că ești o ambuscadă... E exact ca în filmul cu extorsiunea, mi-e spui! Exact ca în filmul ăla! Așa, așa, muncim de zor! Bravo, măi, facă, măi, abia adormis! Domn Titi! Dacă aș fi domn, nu m-ar chema în niciun caz Titi! M-ar chema Visarion sau... Oricum nu ești, doamnă, ești nesimțită. Păi da, mă bagi așa în șoc? Ce dacă ați pisit și-o puțin? Oricum termina să întreba. Oricum duc emisiunea asta în spinare. Ce faci, dragă, ai fantezii de melc? Duci și hardughia în spate? Da. Dar de când? De la început. Cum de când? Cu cine cere lumea să vorbească în direct? Hm? Ia zi, cine are cele mai multe like-uri și mail-uri pe rețele? Cine are cel mai lung monolog? Cu cine, cine vorbești, mă? Cu cine vorbește cu invitații în direct, da? Iar eu nu fac nimic, așa-i? Ba da, faci! Da. Restul. Auzi, băi, Chris, știi care e problema ta? Ia zi tu, că oricum știi problemele tuturor. Patac! Patac, chiar o știu, Chris. Problema ta este că ești extrem de orgolios, numai să ai grijă. Că orgolul e ca un dragon cu multe capete care scuipă venin fiecare în parte. Și dacă preia controlul, te mănâncă din interior. Ce faci, mătule, te joci în timpul programului? Uite, te fac că mă plictite! Mi se pare mie sau tu vorbești mai clar, eh? Nu te pare, mă duc la logopedă! E bravo, genile, ai stat gângat până la piese și acum te-ai găsit logopedia, nu? Nu ea m-a gătit pe mine, eu am gătit-o pe ea. Da, pe ne, ce frumoasă! Da, mă, și duc! Stai, dracu potolit, că poate omori angajații! Da, omor pe dracu! Sau poate pe cineva mai important, mă? Vreun invitat ceva, vreun sponsor, te-ai gândit? Tu-l tragi pe dreapta înainte să ajungă la șeful? Pe tine, omor, mă, tu nu vezi că nu trece nimeni! Omor ce timpul! Ar studim normal că te omor timpul, că tu ai, pe când eu nu văd capăt de treabă, că n-am mai avut timp să fac și eu un sabotaj, o acțiune, ceva, o revoltă, nimic! Păi dacă vei, te ajut eu, că eu, prietenul tău, te încă frate, noi doi! Asta e! Că... asta e! Băi, mutule, ce-ar fi, mă, să facem o frăție, mă? Și dacă facem o acțiune, să o revendicăm și o să fim celebri, mă! Mă, dar trebuie să ne găsim un nume, mă. Un nume important, mă. Un nume așa, cu caracter. Un nume puternic, mă, dar... Măi, te-ai tot învățit ca un câine într-o căldare. Asta e, bă! Bravo, mutule! O să ne numim frăția lui Uroboros. Cui? Uroboros, bă, e un fel de dragon. Sau mai degrabă e un șarpe care aleargă după coadă și încearcă să o prindă, să o înghită, înțelegi? Păi ce, mă, tochit? Nu, mă, nătărăule, mă, se transformă, ca Jeana din cântec. Nu mai plânge Jeane, plânsul e de formă. Jeana nu e moartă, Jeana se transformă. Înțelegi? Ce se întâmplă în univers, nimeni nu se pierde, totul se transformă. Ecologie la maxim. Mamă, ce mișto să leacă, toate sunt geniale! Yes! Auzi, mă, hai dacă toți suntem români, hai să facem frățelul de-al morții, zeul dacilor. Da! Și combinăm puterea după steagul lor cu
Buru, buru, alta, alta. Mutule, 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 tu ești cea bună achiziție, mă, ești genial, tu stai... Așa o să fie, mă. Trăiască frăția lui Zamolțe! Ecologie, sabotaj, anarhie! Și mutu. Ta-da! Pisic, ce dor mi-a fost de tine! Adică tu poți să faci asta și pe mine n-ai fost în stare să mă ții? Tu știi că ultima oară când am căzut, mi-am luxat încheietura? Aoleu, îmi pare rău, dar scaunul nu se opune. Adică eu mă opun? Nu, iubire, nu. Adică scaunul n-are voință proprie, liber arbitru. Ce pasional ești azi, îmi place. Ai dreptate, Becky. Eu mă opun. Tocmai de-aia am hotărât să încheiem relația noastră chiar azi. Înainte să mă dezintegrez de tot. Îmi pare rău că am hotărât așa, dar... Nici vorbă. Am găsit soluția, asta venisem să-ți spun. O să-ți fac șocuri electrice. Poftim! Da, da, bzz, bzz, și gata. Mai tăcesc că m-ați asurzit. Să noteze cineva ideile, că avem pentru 10 emisiuni de acum înainte. Hai! Feriți-vă, bă, că ne lovește sarcasmul, șeful. Sau limba ascuțită a subalternei. Puteți alege. Ce-mi place când se ceartă ăștia doi ca porumbeii. Ce? Ce, voi nu știți că porumbeii sunt de fapt niște păsărele feroce chiar? Și-au făcut reclamă cu imagine de pacifiști, mai ales să alb de la nuntă. Dar să știți că totul e o gogoriță. Porumbeii sunt niște păsări rele, sunt niște spartoi și sunt niște... Ai dracului, ca să căi de asta, să gândi ziua de lungă pe mașini, pe umărul și pe ghilii, găina lor, viciului pe toți! Hai mă, oameni buni, băi în plor, spuneți-mi pana mea de porumbel ceva coerent, orice silabă contează. Smardoi! Raluca? Nu știu că i-am stors, făcut și refăcut fiecare scenariu. Toate! Așa eu nu mai am ce să reciclez. Sunt în pauză de idei. Becky? Ce să spun? Astrele au conjuncturi stabile. Adică? Adică nu se plimbă pe cer ca să ne dea nouă subiect în emisiune. Corect, corect, nu, are dreptate aici. Să știi că eu am chemat toate cunoștințele de la bloc. Mai am niște fete de-a cincea care vor să-și facă formație, dar abia peste 2 ani, că până atunci nu le lasă părinți. Eu nu mai știu pe nimeni atrăgător, în afară de Cătă. Iar el e deja aici. Da, Anarhie, ce zice? Că tot îi place lui cum ne certăm. Anarhie? Anarhie zice că dacă n-au mai fost mitiguri, greve și răscoale, să nu dăm nimic pe post. Uite așa, în spirit de frondă, ca un fel de protest împotriva acestei păci ipocrite. Iar navetul mea, ziua unită invitat, foarte profesionist, adică a fost invitat și la antena, și în canal, da, la canal, face super sau, uite așa, crește ratingul și se umplă, că greu mă ta. Băi! Ia, 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 să știi! Ia, să știi! Păi atunci vorbește cu ei! Mă duc că vorbesc cu ea! Da! Mă duc, cine e aici? Ana! Plătește-te, bă, frate, da! Te-a fi de casă, din frate, cum e! Ați ajuns să vă facă paznic cu meseria! Nu vă e rușine, mă? Nu! 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 Deci, uite, știu cum e! Producătorul se ocupă de investitari! Nu mai arunca pe noi de fiecare dată! Mereu face așa! Nu, dar mereu face noi! Sunt după mine, dar n-am zis că o cărții placule! Au! Așa! Mamă, ce veridic iese! Țâța de mâța! Țâța de lup, mă! Da, de lup! Yes, yes! Alo? Bună ziua, majestate! De seară la noi în emisiune și cu prințesa transmit, facem pregătiri regale. Respect! Majestate? La noi? Da! Bună!
Bun. Avem ceva de terminat. A, da, știu, emisiunea. Păi mi-a zis Mutu că are niște relații în cercuri foarte înalte. Nu asta, ce am început atunci la machiaj. Mamă, socră, păi, aia a fost o... Sarcină de serviciu neîndeplinită. Ceea ce înseamnă că angajatul trebuie să facă ore suplimentare diseară ca să recupereze. Măi, te-am căutat peste tot. Avem invitați de regal diseară, măi. Și trebuie să repetăm protocolul. Știi că avem de repetat protocolul, nu? Că avem casa regală de... Măi, trebuie să știi, mă, cine se așează, cine dă mâna primul, cine salută primul. Domn Titi? Ah, măi, ce-s asta, mă? Niște arme care te trezesc la viață pentru că scoți slăbiciunea din om înainte ca aceasta să preia controlul. Înainte să preia controlul? Să vezi că asta vrea să scoată dragonul din mine! Mămică, aoleu! Mă tace, mă! Ce mi-e bine la dăfugea așa? Merge! Mama, e mâncă cu curent acolo! Da, și merge! Cu curent merge! Merge! Nu merge. A scos deja dragonul? Aoleu, ăsta o să vrea să mă urmărească, să intre în mine și să mă mănânce. Ajută! Șeful, să vă pregătiți să vedeți diseară o emisiune incendiară. O să facem un munte de audiență de pe care antenele și canalul se vadă mici. Virgilele, doamne, că te strânge cravata la cât da. Ești înfoiat. Dacă nu te bazezi pe fapte reale, o să-ți dau eu un șut în dos și o să te prevălești fix de pe muntele tău de audiență. Și vezi să nu-ți rup gâtul, bă, băiatule. La gât i-am zis și eu să fii atent. Dar văd că face pe acrobatul. Eu când eram mică... Nu erai mică nici când erai tu mică. L-am văzut pe un lacir care a căzut și l-a durut rău, dar rău de tot. Și au încercat să-l facă la loc. Dar ce să vezi? Nu s-a mai putut. Ce se poate întâmpla? La circ, da. Hai, ce rai, mă, viteazule? Măi, viteazule, mă, tu vrei să-mi pierd eu jobul, mă? Încuie ușa să nu vină după tine. Acum are torțe și poate să-și lumineze drumul. Încuie ușa! Hai, încuie-o! Cine să vină după mine? Cu cine, mă? Dragonul pe care l-a scos Becky din mine și acum vrea să reintre în mine ca să mă mănâncă pe... Să mă mănânce pe dinăuntru. Încuie ușa, mă! Tâmpitule! Alo? Eliza? Mă, Eliza, uite care-i treaba. Eu nu mai pot, eu sunt pregătit, foarte pregătit. Sunt să apăr oameni normali de alți oameni normali care vor să le facă rău. Eu nu știu să lucrez cu nebunii, mă. Cu nebunul ăsta nu mai pot, m-a terminat. Păi e sevraj, eu ce-ți spun? E tralala tot timpul. Ia uite-l, stai! A fugit! Pune-l măcar, lumea, mă. Bagă-te acolo și pune. Acum lasă. Mutule! Da. Mă, tu ai confirmarea de la rege și de la prințesă că vin? Că doar n-am întors pe dos studioul degeaba. Mai încet, mă! Are fundul mare, tete! Zii dacă ai confirmarea de la ea că vin. Că Mutu promite tebea, asta rămâne. E, asta așa. Mă, da, tu vorbești mai clar? Da. Că mă duc la logopedă regulat. Auzi, dar fii atent că pentru regulat trebuie să te duci în altă parte, nu la logopedă. Ia! Băi, gata! Atenție, că ediția de astăzi e o ocazie rară. E din aia care te scoate din foame și îngroapă concurența. Bă, nu avem voie să greșim. Ai citit toată lumea protocolul? Da, am citit toată lumea. Textele sunt toate cu majestatea sa și alteța regală. Da. Stai liniștit, gelule, că eu sunt stilată din naștere. Am crescut cu guvernantă. Nu ca alții, pe uliță și cu toate alea în țărână. Măi, Raluca... Da, gelule. Anarhie,
Textele scrise de Raluca sunt ca Biblia, clar? Nu vreau să văd în prompter bazaconile tale. Mă jignești? Mă jignești. Mutule, dă perna. Dă perna că te sparg. Cătăline. Băi, în regie și la platou e totul ok? A fost vreodată? Dacă vrei să fii ok, scoate și tu niște bani pentru reparații. Sau dacă te referi la cârpelile pe care le-am făcut în regie, da, alea sunt ok. Scociu și sârma cu care am lipit buba sunt de ultimă generație. High-tech chiar. Hai, taci! Guriță! Guriță, fii atent. Bă, îi machiezi ca la nunta ta. Vai, ce vis frumos! Ia-ți mireasă ziua bună! Lasă cu pietre! Ți-ar vocea dracu, ăsta-i deja divorț, venimea rău! Afonule! Acrobatul meu preferat. Ne pregătim pentru saltul în gol? Sau rămânem cu picioarele pe pământ? Mă tem că nu înțeleg. Fii mai explicită, te rog. Sau nu! Nu fii explicită, că mi-e frică. Dar de ce nu? Îmi place să explic și ador amănuntele. Diseară te vezi cu mine și găsește-mi un alibi la tactul șeful să nu se îngrijoreze dacă ajung târziu. Ok. Bine, Gelule, m-am mai gândit. Și o să te las să te explici. Poate meriți să ai ocazia asta. Ne vedem diseară. Diseară? Adică diseară? Da, Gelule, de obicei diseară e diseară. A, da. Păi de-aia zic că diseară, acum diseară, s-ar putea să vină un unchi de-al meu de la Puchen și trebuie să mă o să-l aștept la gară, că el vine cu rata. Foarte tare! Deci eu îți dau o șansă și tu l-o vrei. Bine, Gelule. Păi stai, Livia, stai puțin că s-ar putea să nu vină cu rata, cu trenul, cu gara, cu... Ce faci, mă, tu? De ce te machiezi? Că doar nu intri în direct. Și apropo, unde-i Chris? Habar n-am. Cred că el trebuie să vină la mine, nu invers. Bine, dacă era mai prietenos, mergea și invers. Doamne, sfinte! Ia uite! Păi bine, mă, anarhie! Nu te-ai îmbrăcat și tu mai frumos? Așa întâmpin pe rege și pe prințesă? Ia uite! Ia! Du-te și schimbă-te! Bună seara, vă! Hamlet, cine este studioiul? Ha? Asta ne mai lipsea. Mătule, ieși și dă-i afară până nu vine regele. Dă-i afară! Păi, ta, atât invitate! E regele, te prințeta! Bulibața Ionel, te prințeta Logana! Adică... Ăștia sunt invitații? Te, atât invitate, regele, da? Regele și prințesa? Regele, te prințeta! E clar, mătule, te omor, mă! Te omor, mătule! Ce? Arde ceva? Băi, nu-l găsesc nicăieri pe Chris și nu răspunde nici la telefon. Sigur? Cum asigur? Adică-s de bună sau ce? Adică l-ai sunat sau nu? Normal că l-am sunat! Și atunci de ce nu răspunde? Băi, totul gata? Păi cum altfel, tata șeful? Băi, dar Chris unde e? El vine mai târziu pentru efect intr-așa. Auzi, ar fi bine să fie genială emisiunea, că altfel, dracu' tăia, îți dai demisia. Bă, băiete, știi ce zic? Eu scriu tot de acum, mă. Așa, preventiv, știi? Hai să vedem, hai. Astăzi m-ați bunut. Garda asta câte ce m-a râdut, mă, de la sărate. Ce-a făcut, mă, zipzicule, mă, îți bag joc de mine? Nu eu, tata șeful, nu tu i-a adus. Dar stați liniștit că nu o să stea mult și o să facă super audiență. Au fost și la Antene și la Canal, v-am mai zis. Șeful, nu reușit să-l găsim pe Chris. Și eu l-am căutat mai devreme. Păi fă naibii o vrașă și adun în platou, taie și vrăjitoare, fă ceva. Șeful, mi-a venit mie o idee, mă duc să salvez situația. Hai, fă, Moreno. Începe și noi ceva? Că n-avem toată seara. Ne mai așteaptă și alții. Începem, cum să nu începem noi? Să ne intrăm. Ce faci, șef? Ce? Îmi pune rău. Stai, șef, că eu nu intru acum. Stai. Ce fac ăștia? Bună seara, dragi prieteni ai emisiunii Viața cu Chris. În această seară avem niște invitați cu totul speciali.
Foarte special. Da. Suntem aici cu majestatea sa. Sa? Ulimașa Ionel și fata mea. Uite, nestemata mea, Logana. Mâncau artată, tu mănânc. Logana. Și cum de v-a venit ideea unui nume așa de neobișnuit? Păi de la Logan, domnișoară. În cața școadrii luma ta, alea negre. Ca să nu se supere bulibașa al mare și fița Mercedesa. Că înțelegi că la noi, la țigani, respectul e respect, nu? Deci din respect ați... A văzut că ai înțeles că ești fată de ștată, ce să mai... Scuze, nu vreau să intru în tine. Știu, dar e inevitabil pentru că eu fix asta vreau. Ești greu de cap? Păi da, acum ți-ai ales cel mai prost moment pentru că e Iureș în platou. Păi și ce? Dacă tot evraiște emisiunea și tu fugi de răspundere ca de obicei, eu zic să nu mai așteptăm până diseară. Nu, că trebuie să-l găsesc pe Cristi, ești nebună. Ascultă-mă! Tu crezi că nu o să te gâtui în timp după ediția asta? Dacă mai pun și o vorbărea, sigur nu scapi. Dar dacă îți iau apărarea, poate se înclină altfel balanța, ha? Acum însă și voi pe toate să le lepădați. Mânia, întărătarea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră. Tăticule, ce-are asta? Își bate joc de noi? Nerușinat pe ștufă! Sfântul Apostol Pavel, 367? Ascultă, domnișor, noi vrem banii noștri și gata, da? Dacă vreau să-l aduceți pe Pavel ăla, de ce nu l-ați adus la început? Și ce 367? Ne-am înțeles pe 50 de euro, pe jumătate de oră de caterincă și gata! Și nu mă trageți în zlovele, că și așa am venit pe Eftinache, că suntem prieteni cu neamutul, că altfel mă duceam la Capatos, luam 100 de euro acolo. Al dracu de fiecare mai venit la voi. Adevăr vă zic vouă! Adevărul zicem noi, fă! Păi da! Pătumiți de îngheață apilii! Te auzi! Pădea țărginile să scadă! Adevărul vi-l spun eu, stimați invitați! Situația vremii în capitale și în țară e instabilă din cauza unui front atmosferic! Păi cu coană, tu ne dați bani joc de noi? Păi vrei să chem Saborul aici să vă legi judice după legea țigănească până îmi dați banii pe loc? Ce înseamnă asta? Pe loc, adică local, va ploua în diverse averse. Faceți special! Diverse nu trebuia să fie! Ați băgat în plus un cuvânt cu S! Bă, asta nu e sănătoasă! Legăți-s-ar limba aia bleagă de tofă! Harim, limba, da! Harim, meclenii la tine, fă să ți se buru marazul! Săriți ar smalțul de pădinte! Uite, circu! Bă, uite cum mi se zbate inima, bă, voi mă băgați în pământ de viu! Știi, știu, calmați-vă, vă aduc eu un parcop! Rezistați, rezistați! Ce-ai bun, nene? Ai secat? Mi se pare că ai nevoie să te răcorești. Stai să-ți explic. Eu treceam pe aici cu treabă și am auzit un zgomot ciudat în baie și am intrat să văd ce e. Și ai dat peste Jules acolo care cânta la acordeon. Are sens! Ce înseamnă că nu cânta la niciun acordeon? Adică... Livia! Semințelele de pe jos, din platou. Da? Curăță-le tu. Da, sigur, tata șeful. Cu limba, băiule. Cu... Mulțumesc pentru încredere. Da. Luați-l.
văzut? Ce? Cum ce dragonul? Ăla mare și fioros cu unghii ascuțiți de care urlă de se cutremură pământul! Chris, lasă-mă să intru înapoi! Zi! Dragon? Da! Dar normal că l-am văzut, brother, dar... Toată lumea l-a văzut! Da! Dar tu dacă o să te culci, așa? El o să plece și nu o să mai vină! Și dacă vine, te apăr eu! Îi trag una direct în mufă, da? Păi are trei! Ce? Mufe! Îi trag una în toate trei! Aha! Da? Da! Păi are trei! Măi, măi, te-am căutat peste tot! Măi, diseară avem oaspeți regali și trebuie să respectăm... Ok! Diseară avem oaspeți regali și trebuie să repetăm protocolul! El vrea coroana, vă zic eu! Hai! Merge și acțiune. Bă, ce nu-i prima? Publicitate! Deci așa face tot că lasă că... Apărat o femeie? Da, și-a căzut cu ea! E gravidă în 18 luni!